Ce mănânc într-o zi la deficit caloric să slăbesc și să pun masă musculară? Ziua 41, o începem de la 124,1 kg. Pentru prima masă de astăzi avem două feliuțe de pâine greu întreg de 55 de calorii fiecare, avem 4 feliuțe de mortadela cu fistic, la fel 55 de calorii fiecare. Pentru că nu mai am legume, voi mânca cu iaurt din acesta proteic de la Müller cu 20 de grame de proteine. Haideți să vă arăt și câte calorii are acesta. Toată cutia de 200 de grame are 178 de kilocalorii și 20 de grame de proteine. Mai devreme am făcut și o cafea din care am băut puțin, pe care am îndulcit-o cu o linguriță de miere de rapiță naturală făcută de albinuțele noastre, de 40 de calorii. Dacă doriți și dumneavoastră produse apicole 100% naturale și doriți să mă susțineți, le puteți comanda de pe site-ul nostru mieretv.ro. Am pregătit coletele și trebuie să vin acum băiatul de la Fan Courier să plece către dumneavoastră. Au venit iarăși multe comenzi de produse apicole pe site-ul nostru și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că susțineți producătorii locali. Pentru masa numărul 2 am pregătit aici 160 de grame de cartofi din aceștia McCain. Le aveam în refrigerator de foarte mult timp. Haideți să vedeți și câte calorii au. Ia uitați, 143 de kilocalorii pe 100 de grame. I-am cântărit înainte să-i fac la air fryer. Nu am pus ulei, nu am pus absolut nimic. Lângă avem cotlet de porc făcut pe grătar. Are 140 de grame după ce a fost făcută carnea. Pe asta am cântărit-o după. Și lângă am folosit iaurtul de la prima masă pe care nu l-am mâncat. Și am făcut un sos tzatziki așa cu usturoi și cu castravete. Delicios. Pentru masa a treia am calculat 400 de grame de mâncărică din astea de fasole verde cu cărniță de porc. O să mănânc cu două felițe de pâine din asta. Și lângă am calculat 200 de grame de salată de ardei copți. A făcut mai ardei copți și salată de vinete. Dar pentru că mai aveam mâncărică din asta, am zis să o termin. Voi mânca mâine salată de vinete. Tot așa cu ardei copți. Pentru masa 4, care o să o iau mai târziu la noapte, avem aici 50 de grame de cereale proteice cu 50% proteină de la Mr. Iron. Sunt foarte vechi, le-am deschis de foarte mult timp, de un an și ceva. Am mai multe cutii deschise pentru că le-am comandat să le fac review-uri. Haideți să vă arăt și valorile nutriționale. Pe 100 de grame au 407 kcal, dintre care 10,7 grame de grăsimi, 28,5 grame de carbohidrați și 49,4 grame de proteine. Astea nu se mai fac cu 50% proteină. Cam atât și pentru ziua de astăzi, vă mulțumesc frumos că v-ați uitat și abia aștept să ne revedem mâine cu cântarul, să vedem câte kilograme să am și să vedem ce mai mănânc. Iar dacă sunteți și voi curioși, nu uitați să dați o urmărire la profilul meu, pentru că nu vă costă nimic și doar aici vedeți lucruri interesante, lucruri pe care nu vi le arată nimeni, în singura transformare documentată live din lume cu toate mesele și cântarul oficial în fiecare zi.